Poligonul Ilioara a găzduit primul concurs de testare a pregătirii taximetriștilor în condiții de iarnă. Profesorul de drift a fost multiplul campion Titi Aur, care a pus la dispoziția concurenților și o mașină specială. Când mașina derapează, trebuie să contravirăm dacă pleacă mașina de spate înspre dreapta, deci de bot de față înspre stânga, trebuie să virăm înspre dreapta și să accelerăm. Orice reducere înseamnă amplificare de derapaj. Taximetriștii care s-au încumetat să-și demonstreze abilitățile pe zăpada Ilioarei au ținut cont de sfaturile campionului Aur. De altfel, chiar dacă exercițiile n-au fost deloc ușoare pe o platformă înghețată, nu s-a accidentat nimeni. Acțiunea de testare a taximetriștilor survine într-o perioadă în care tot mai multe taxiuri sunt implicate în diverse accidente rutiere. Polițiștii spun că în Uniunea Europeană asemenea testări se fac anual și obligatoriu. Exercițiul de la București s-a organizat și s-a aplicat însă din plăcere și din dragoste pentru condus. Câștigătorul primului concurs a primit și un premiu consistent, 1.000 de euro. Locul 1, locul 2 și locul 3, locul 2.